De astăzi a început o amplă campanie de regenerare urbană în municipiul nostru. În mai multe zone ale orașului vor fi plantați arbori, deoarece spațiile verzi sunt extrem de importante, atât pentru sănătate, cât și pentru un aspect plăcut al orașului. Sunt mii de copaci pe care o să-i punem atât în noiembrie acum, cât și o mare parte în februarie anul viitor. Da? Dau și o mână de ajutor. Haideți! Ce avem aici? Compost? Asta ce rol are? Asta e toată viața lui. Aici are... Permite dezvoltarea rădăcinii. Peste 1000 de arbori vor fi plantați în perioada următoare de către municipalitatea din Drobeta Turnu Severin. Un oraș curat, îngrijit, în care străzile sunt asfaltate, există parcări și locuri de joacă, necesită și spații verzi care să întregească acest tablou. Avem o amplă campanie de plantare de copaci în tot orașul. Sunt mii de copaci pe care vom planta în această perioadă și în februarie anul viitor. Avem arțari, arțară de munte, castan, acolo jos, în zonele unde, în zona centrală unde nu mai avem, s-au uscat acei castani. Deci pe lângă faptul că venim și aducem copaci în zone noi, cum avem această zonă unde n-au fost până acum, venim și completăm și acolo unde s-au uscat sau unii dintre ei nu s-au prins. Sunt diferite probleme pe care le avem pe această zonă. Iar o mare parte dintre ei mergem cu ei și în cartiere, în părculețele amenajate și acolo unde am investit. Aici e o zonă în care primăria a investit trotuare, străzi și venim și completăm cu zona verde. Printre speciile care vor fi plantate se numără tei argintiu, salcâmp, platan englezesc, castan cu flori roșii, arțar de munte și de câmp. Am început azi acțiunea de plantare în municipiu cu specii achiziționate din România. E vorba de arțar și paltin de munte. În perioada următoare o să ne vină și alți puieți din speciile. Vom continua cu plantațiile în cartierele noi, reabilitate în ultima perioadă de către primărie, pentru a crea un ambient plăcut cetățenilor din zonă și pentru... Știți cu toții că arborii reprezintă plămânii planetei pentru îmbunătățirea stratului de ozon și și a creierii unui mediu propice vieții. Avem obligația să mărim suprafața de spații verzi ca toate municipiile din țară, în așa fel încât să asigurăm 24 de metri pătrați pe cap de locuitor. Numărul locuitorilor din Severin a scăzut în ultima perioadă, însă nu trebuie să ținem cont neapărat de treaba asta, fiindcă sperăm să se mai și reîntoarcă la matcă o parte din cei care au plecat. Cetățenii din zonă sunt extrem de încântați de acest lucru, spunând că această zonă a înflorit de când primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a acordat o atenție deosebită tuturor zonelor municipiului, inclusiv celor mărginașe, nivelul de trai crescând considerabil. Da, e foarte frumos. Bărbatul meu visa lucrul ăsta. Trotuarele sunt reabilitate, strada, acum venim spațiul verde. Da, o să vă punem și bănci în parcul de lângă și vedeți că l-am și, la umbră. Da, l-am și curățat, l-am aranjat, urmează tot pe fonduri europene să continuăm reabilitarea lui. Da, da. Lucrăm ca și acest cartier să arate. Mulțumim pentru efortul care cu drag, doamnă, cu drag. Regenerarea urbană este un concept cheie în dezvoltarea orașelor. Aceasta poate fi cea mai bună soluție de dezvoltare coerentă, de durată. Plantarea arborilor va continua și în luna februarie a anului viitor.